Invitații au fost așteptați cu pâine și sare, așa cum cere ospitalitatea românească. Inițiatoarea evenimentului, Maria Moiș, este din Țara Oașului și provine dintr-o familie iubitoare și păstrătoare de tradiții. A adunat cu multă pasiune costume vechi de peste 100 de ani și ține cu orice preț să transmită mai departe bogăția folclorului autentic românesc. Costumul pe care îl port este făcut în 1902, în Ruta Certeze, de Maria Mureșan, iar și astăzi, la acest eveniment frumos, o șezătoare frumoasă din Țara Oașului, am adus-o la Paris, prin intermediul Ambasadei României, și vreau să chem oșenii noștri dragi să revenim la costumele noastre unice.